Dar ar putea fi denunțat acest acord în eventualitatea în care la guvernare vin alte forțe decât cele care vor semna acum acest acord? Decât forțele pro-europene. Sigur că dacă vin alte partide, ei intră în Uniunea Euroasiatică formată numai ce, care asta cum ai zice... Da, cum intră? Păi trebuie să vrea comparația, popor, comparația între Uniunea Euroasiatică și Uniunea Europeană, asta e cum ai lua doi saci, unul cu fund și altul fără fund. Uniunea Euroasiatică, asta e sac fără fund, n-ai de ce mânca de acolo, n-ai ce lua, decât corupții, guvernare autoritară. Uniunea Europeană, asta înseamnă sac cu fund. Asta înseamnă lege pentru oameni, dreptate pentru oameni.